Folos că ăștia au 63%, când astăzi Maia Sandu și PAS ne arată nouă și cum nu trebuie să guvernezi țara. Asta este sloganul realizărilor lor. Eu vreau să-i așez pe tăs la masă, ca fiecare partid să-și asume agenția, ministerul, după specialiștii care îi are în echipă și nu contează care e de dreapta, care e de stânga. Iată, atunci eu cred că Republica Moldova va evalua foarte rapid și, și acei care promovează un vector sau altul, deci peste 4 ani oamenii se vadă realizări. Iată, așa e corect. Înțelegeți? Iată, ei suntem cu sate dictator, dar eu voi spune că eu n-am, spre exemplu, că închipâți-vă că sunt la guvernare, da? Eu nu am nevoie de Curtea de Conturi și de Comisia Electorală Centrală. Știți de ce? O dau la opoziție. Curtea de Conturi trebuie să ai când ai druzi, prieteni, directori de întreprinderi de stat și îi fură și cineva trebuie acolo să închidă ochii. Pentru asta Curtea de Conturi s-a folosit în ultimii 30 de ani. Ce acum? Când vrei să faci muhleoș la alegeri. Dar dacă eu nu vreau, și pe urmă se încerc și ei să mă acuză că ceva nu așa s-a numărat și așa mai departe. Deci eu am mai multe valori liberale și democratice, așa cum mă numesc dictator. Dictașii de dimineață spânsara strigă că sunt democrați. Ori dacă de dimineață spânsara ei strigă că sunt pro-europeni. Nu știu de ce, primăria în Bălți 3 ani la rând a fost concomitent. Aleasă cu note A și A+, ce mai înalt, pentru transparență. Înțelegeți? Alte funcții n-am avut.